Bună prieteni, în acest video vreau să vă arăt cum procedez eu atunci când îmi dau gelul jos de pe unghii și când îmi curăț unghiile și îmi aplic un nou gel de unghii. Eu nu sunt tehnician de unghii, vă spun lucrul acesta, nu am făcut niciun curs. Eu fac așa din plăcere pentru că îmi place să fac și mai fac și la prieteni tot în același motiv. Dar m-am gândit să vă arăt aici pentru că sunteți dintre voi care m-ați întrebat cum mă fac unghiile, ce produse folosesc și toate lucruri de genul acesta. Și eu mă mai uit și eu la alte videouri la cum se face ca să învăț și am zis că vă împărtășesc și eu din ce știu eu. Nu spun că ceea ce vă împărtăși este 100% corect, dar sper că vă va ajuta. După cum ați văzut, primul pas pe care îl fac este să folosesc această pilă. Este o pilă un pic mai zgrumțuroasă și îmi pilez așa suprafața unghiei. Nu trebuie să vă pilați unghia, fiți atenți. Unic lucru care trebuie să-l faceți este să dați jos cât mai mult din gelul de pe unghie ca să puteți să vă aplicați apoi produsul de a înlătura ceea ce a mai rămas. Eu folosesc acest produs de a înlătura gelul de unghii. Mai este și acesta pe care puteți să-l folosiți, dar aveați avea nevoie de niște cârligașe și va dura un pic mai mult procesul. Mi se pare că acest produs așa ca un lac care îl puneți pe unghii și se va lua gel, mi se pare că este mult, mult mai rapid și mai efectiv, durează mult mai rapid. După cum vedeți, folosesc această sculă. Această sculă o aveam în setul meu pe care l-am cumpărat la început. Vă pun aici pe ecran care este setul pe care mi l-am cumpărat la început. Sora mea mi-a sugerat că acesta ar fi un set bun, ea îl avea și atunci m-am dus și eu și mi l-am luat tot pe acesta. Eu l-am găsit în ofertă când l-am luat, așa că vedeți, de pe Amazon l-am luat, dar nu, vedeți voi. Probabil și alte seturi sunt bune, dar eu l-am luat pe acesta pentru că avea inclus cam tot ce îmi trebuia la început. Cu această sculă vedeți că îmi împing în direcția pieliței tot gelul care este și apoi dau un pic și pe partea din jos unde rămâne. Încerc să dau cât mai mult jos cu această sculă pentru că asta este și scopul, trebuie să dau gelul jos. Desigur, puteți să folosiți și o pilă electrică. Eu am o pilă electrică, dar vă zic din propria experiență că dacă nu aveți foarte multă îndemânare, puteți să riscați să vă luați prea mult din gel, adică riscați să ajungeți la unghie și să luați din unghie și nu este ceva plăcut. Pe moment s-ar putea să nu vă doară, dar în viitor vi se va rupe unghia. Mi s-a întâmplat prima dată lucrul acesta și de aceea mi este și frică câteodată să merg la tehnicieni de făcut unghie pentru că mi este frică să nu facă la fel și ei am auzit cazuri. În fine, după ce am dat-o gelul jos, voi folosi această pilă, este un nail buffer, nu este o pilă normală, este o pilă foarte fină. Aceasta o veți folosi și înainte ca să vă dați unghiile cu primul strat de gel, pentru că va lua toate impuritățile de unghii, va neteza un pic unghia, dar într-un mod foarte, foarte subtil și va lua toată lucimea unghii, să zicem așa, să nu mai fie netede. Asta este foarte important pentru ca să se prindă bine gelul apoi pe unghii. Da, eu din când în când mai șterg masa pentru că nu trebuie să fie praf. În timp ce vă faceți unghiile, eu nu am un dintre cele aspiratoare verticale sau orizontale care să-mi aspire mizeriile când fac unghiile, așa că trebuie să-mi șterg eu din când în când. Următorul pas este cu aceeași sculă cu care am îndepărtat gelul de pe unghii. Voi împinge pielița unghiei înspre deget pentru a curăța foarte bine de pe unghie, să nu stea lipită de unghie acolo și să fie toată pielița aceea care este moartă, să o dau la o parte și în lateralele unghiilor. Este foarte important. Pentru mine pasul acesta este mult mai important decât orice alt pas. Curățarea unghiei este indispensabilă. Va da un aspect curat și va ajuta ca gelul să se prindă mai frumos și mai bine. Iar apoi folosesc niște forfecuțe și tot mai folosesc acel nail prep, se cheamă. Este un fel de alcool sanitar, dar nu aș ști să vă spun dacă este la fel. Știu că scopul acelui este să deshidrateze un pic unghia și să dezinfecteze.
Dar eu îl folosesc aici colo pentru că îmi place că mi-a mizerile de pe unghii și mă ajută să văd dacă mai am de tăiat ceva de curățat. În fine, cu acești forfecuți eu îmi curăț pielița și în laterale la unghii pielița care este dată la o parte deja cu acea sculă. Trebuie să fiu atent să nu tai prea mult. Mi se întâmplă și mie accidente câteodată să mai tai un picuț cam mult și să mai sângeresc câte un pic. Este preferabil să eviți să faci lucrul acesta pentru că se usuce, o să arate urât apoi la unghie dacă ai tăiat prea mult, dar mă gândesc că cu timpul îndemânarea vine. Îmi este mult mai greu să-mi fac mâna dreaptă pentru că eu nu sunt stângace și atunci va trebui să lucrez cu mâna stângă și nefiind stângace îmi este mult mai greu, dar oarecum cred că reușesc, îmi iese un rezultat așa decent, să zicem, destul de bun. Același proces și aici, îmi dau pielița, mai adus câteva scule pentru că la unele dege, dacă am piele mai tare pe lângă unghie, o mai curăța și cu altă sculă și mai îmi trebuie și unghiera din când în când, dar în general forfecuța este scula mea preferată pentru a îndepărta pielița de jur împrejurul unghiei, pielița care este în exces, și continui să fac lucrul acesta. Fiecare unghie este foarte important să fie curățată bine și tot continui să o șterg ca să văd bine unde trebuie să curăț și nu știu, mă ajută așa să îndepărtez și praful de pe unghie, să văd mai exact ceea ce trebuie să fac. Da, eu mă găsesc foarte, foarte bine cu sculele pe care le am, v-am zis, nu știu, poate sunt și altele mai bune, mai ieftine. Vedeți voi, nu zic că trebuie să le folosim neapărat pe acestea, dar acest tip, aceste scule vă vor trebui dacă vreți să vă faceți unghiile acasă cu gel, pentru că veți avea nevoie să vă curățați bine unghiile și veți avea nevoie de ceva pile, de ceva scule pentru a face o treabă bună, este foarte important. Scrieți-mă jos dacă și voi vă faceți unghiile acasă sau mergeți la salon. Eu nu am mers niciodată la un salon, mi-aș dori să merg odată, dar îmi este foarte greu să mă încred în cineva să-mi fac unghiile. Am auzit povești în care au fost persoane care nu le-au făcut cum trebuie unghiile, se le-au pilat poate prea mult și odată ce îți face cineva o deteriorare a unghiei în felul acesta, este greu să mai poți să o mai repar, de aceea mi este cam frică așa să mă duc undeva. Apoi, următorul pas este să îmi pilez unghiile, să-mi dau o formă. Eu le aveam pătrate, făcute forma, dar pentru că mi s-a rupt un colț la unghie, am decis că decât să le tai complet le voi da o formă mai lunguiață și rotundă lunguiață, să zicem așa, nu exagerat de lunguiață, nu-mi place. Și am folosit două pile în a face aceasta, o pilă mai ruvidă, care am creat așa forma, iar apoi o pilă un pic mai fină ca să le fac așa mai finuțe, cum trebuie, să nu fie colțuri și să arate cum trebuie. M-am mulțumit rezultatul final. Eu nu folosesc niște pile scumpe neapărat, nu am ajuns până acum să investesc. Am niște pile destul de basic, pile care poate le-am primit sau le-am avut în diferite seturi. Acestea nu sunt foarte, foarte importante, părerea mea, când se uzează, cumpăr altele, dar n-am cumpărat pile de foarte mult timp. Apoi, important din nou este să le șterg din nou cu acel nail prep, cu scula aceea cu care am îndepărtat gelul de pe unghii. Am curățit un pic sub unghii, să fiu sigură că am luat mizeria și mai ales pentru că le-am pilit, s-a dus un pic din unghie și sub unghie, așa că am vrut să le curăț bine și să le șterg cum trebuie. Am mai dat un pic cu nail buffer ca să fiu sigură că este totul foarte curat și este gata pentru a aplica base gel. Base gel este un fel de lac transparent, dar nu este lac, este tot gel, pe care îl aplici prima dată pe unghie pentru a proteja unghia și a ajuta ca să se prindă mai bine gelul pe care îl vei folosi, iar apoi eu le pun să le întăresc acolo sub lampada mea la
60 de secunde, iar apoi am ales această culoare rozie din setul acesta de la Beatles. Mi se pare că este destul de bun, este un pic mai grosuță această ojă cu gel, dar decât cele de la Miley, ca să vă zic acum diferența, dar mi se pare foarte, foarte drăguț și pentru prețul cât am dat pe el, mi se pare că își merită banii. Am aplicat un strat, apoi am decis să-l aplic și pe al doilea. Foarte important să nu atingeți pielea, pentru că vă putea irita și nu vă arăta bine în viitor. Eu dau așa, nu-i problemă. După ce dai, chiar dacă ai atins un pic pielea, înainte să le bagi sub lumina UV, este important să cureți. Cureți bine cu cealaltă mână sau cu o sculă, dacă ai special, să cureți oja pe care ai dat-o pe piele. Am decis aici să-mi aplic și al treilea strat ca să se vadă foarte fain, pentru că este important să aplici straturile cât de subțiri posibil, să nu aplici straturi groase, mai degrabă aplici mai multe straturi subțiri decât mai puține și gros, pentru că se va vedea foarte, foarte urât dacă e gros, vă spun și din propria experiență și din ce am auzit de la alții. Așa că eu am decis să-mi aplic 3 straturi, mi s-a părut că arăta destul de bine pentru cum era oja și apoi am decis să iau acest auriu din același set, să aplic așa un cerc mai măricel, iar apoi cu acest alb am aplicat un cerc micuț în mijlocul acelui cerc auriu. Acest alb tot din același set l-am avut de la Beatle, care l-am luat. Și ultimul pas este să aplic top coat, care este tot așa un gel transparent care va prinde totul împreună, să protejeze unghia, să protejeze gelul și va da un luciu. Este top coat în acest, dacă vreți, și mat, dacă vreți să vă iasă un finish mat. Dar eu am vrut să am acest finish așa care lucește. Apoi am început să fac același proces și la cealaltă mână mi-am aplicat base coat. De fiecare dată când am pus mâna sub luminele UV, eu am pus la programul de 60 de secunde ca să fiu sigură că s-a uscat cum trebuie gelul, iar apoi am început din nou același proces cu aceeași culoare pe mâna stângă. Mi se pare că prima dată când aplici este foarte, foarte important să aplici cum trebuie, să nu dai pe lângă unghie și să nu aplici prea gros. Deci repelul acesta este foarte important pentru că o să se vadă foarte, foarte urât în dungi dacă aplici prea gros. Mai degrabă aplici mai subțire, chiar dacă ți se pare că nu arată perfect, hai să aplici mai multe straturi și o să se vadă foarte, foarte bine mai apoi. Dar, cum v-am spus, în general sunt destul de mulțumită de această ojă de la Beatle. Eu am mai încercat să-mi găsesc culori din acestea mai neutre la firma Miley. În primul rând sunt foarte mult mai scumpe, nu sunt foarte scumpe, dar sunt mult mai scumpe decât cele de la Beatles și nu am nimerit, multe dintre ele le-am nimerit să-mi arate că e o culoare, dar de fapt era foarte, foarte transparent și nu mi-a plăcut, n-am fost mulțumit, așa că am luat acest set și acesta m-a mulțumit, era exact ce mă așteptam. Am aplicat și aici deja 3 straturi de culoare gel în aceea un pic rozie, iar apoi mi-am pus un cerc auriu pe fiecare unghie, iarăși le-am pus la uscat sub luminile UV și apoi mi-am aplicat un cerc mai micuț alb în mijlocul acelui cerc auriu. Mi s-a părut că arată drăguț, nu mai aveam chef să fac eu cine știe ce altceva pe unghii, dar am vrut să dau așa o mică atenție. Și ca și de data trecută am aplicat top coat pentru a proteja. Acesta este rezultatul final. După ce am terminat de făcut unghiile, le-am șters cu acel nail prep ca să curăț un pic, rămâne un pic o bază uleioasă deasupra, iar apoi am folosit un ulei de unghii pe care l-am în setul pe care l-am cumpărat la început, pentru că este foarte important să hrănim înapoi cuticulele, pielița de la de jur împrejurul unghiilor, pentru că am tăiat pe acolo și le-am expus la un stres major, așa că este nevoie să facem lucrul acesta. Arată foarte frumos, sunt foarte mulțumită, așa că da, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și
Scrieți-mi dacă și voi vă faceți unghiile acasă sau nu. Și ne vedem în videoul următor. Până atunci, toate cele bune! Pa, prieteni!